Prim-ministrul Iurie Leanca s-a întâlnit cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, în Germania. Discuțiile între cei doi s-au axat pe subiecte legate de libertatea circulației, posibilitatea deschiderii podului în satul Gura Bâcului și aspecte legate de facilitarea transportului de pasageri și mărfuri. Premierul Iurie Leanca a informat despre schimbările în legislația moldovenească, potrivit cărora sunt anulate sancțiunile administrative pentru locuitorii din stânga Nistrului care călătoresc în baza pașapoartelor străine. Iurie Leanca a mai menționat că autoritățile de la Chișinău sunt gata să găsească soluție pentru a debloca legătura telefonică dintre cele două maluri ale Nistrului și a propus să fie începute consultările la această temă. La aceeași discuție, premierul a confirmat că deschiderea oficiilor biroului de migrație și azil nu va crea niciun obstacol pentru libertatea circulației populației din regiunea transnistreană. De asemenea, Iurie Leanca a vorbit despre acordul de asociere, inclusiv acordul de liber schimb comercial cu Uniunea Europeană și a menționat că noile reguli de efectuare a comerțului și exporturilor vor aduce beneficii oamenilor de afaceri, inclusiv întreprinderilor din stânga Nistrului. Mai mult, șeful executivului a propus ca antreprenorii din regiunea de est a Moldovei să se întâlnească în cadrul unui subgrup de lucru cu experți din care să facă parte și specialiști de la Bruxelles. La întrevederi cu participarea reprezentanților formatului de negocieri 5+2, actorii internaționali au îndemnat autoritățile de la Tiraspol să țină cont de evoluțiile din regiune, astfel încât Transnistria să nu dereveze în autoizolare. În același timp, premierul Iurie Leanca a solicitat participanților la formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrian să înceapă neîntârziat monitorizarea zonei de securitate pentru a descoperi cauzele tensiunilor din regiune.